mai multe localități din județul Brașov au fost afectate de inundații în acest weekend. Pentru înlăturarea efectelor produse în urma inundațiilor, pompierii brașoveni au acționat în sprijinul populației și administrației publice locale pentru evacuarea apei din gospodării și din subsolurile mai multor locuințe. În ultimele trei zile, în urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice, au fost inundate mai multe gospodării și străzi din 14 localități din județul Brașov. Pentru înlăturarea efectelor produse în aceste zile, pompierii brașoveni au acționat în sprijinul populației și administrației publice locale pentru evacuarea apei din gospodării și din subsolurile mai multor locuințe. Totodată s-a intervenit și pentru înlăturarea unor copaci căzuți. Important de precizat este faptul că niciuna dintre situațiile gestionate nu s-au înregistrat victime și nicio persoană nu a avut nevoie de asistență medicală. Peste 4400 de absolvenți ai clasei A8 din județul Brașov au încheiat astăzi prima probă a evaluării naționale, un test de la care au lipsit peste 200 de candidați. Potrivit reprezentanților inspectoratului școlar, în județul nostru niciun candidat nu a avut temperatura peste maximul admis. În schimb, 7 absolvenți de clasa A8 se află în izolare la domiciliu și se află în evidențele DSP Brașov. Aceștia vor putea susține examenul în etapa specială din data de 29 iunie. Totodată nu au fost semnalate incidente și niciun candidat nu a fost eliminat din examen pentru tentativă de fraudă. Deși am avut mare emoție în vedere faptul că examenul anul acesta se desfășoară în condiții deosebite față de anii precedenți, la proba de limba și literatura română au fost în prezent 4.446 de candidați, din peste 4.600 înscriși, 209 au absentat. Nu am avut niciun candidat a cărui temperatură să fi depășit limita de 37,3 și să fim nevoiți să nu-l primim în examen. Avem 7 absolvenți de clasa 8-a în izolare la domiciliu, în evidențele DSP Brașov. Aceștia vor putea să duc 9 iunie, în data de 29 iunie, proba de limba română. Deci, pe ansamblu, examenul a decurs foarte bine. N-am avut niciun incident, n-am avut niciun elev eliminat și, de asemenea, niciun alt incident care să fi perturbat examenul. Din declarația făcută de colegul nostru inspectorul de limba română, subiectul la limba și la literatura română a fost relativ accesibil. Spunea el și citez acum, poate oferi posibilitatea tuturor fiecărui absolvent să obține un minim de note 7. Următoarea probă va avea loc miercuri 17 iunie la matematică, iar ultima probă la limba și literatura maternă va fi susținută joi 18 iunie de elevii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă. Brașovul a depășit 970 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și este pe locul 3 la nivel național după Suceava și București. Din acest motiv, pentru a trage un semnal de alarmă, Direcția de Sănătate Publică Brașov a postat pe pagina oficială de Facebook mesajul: în județul Brașov, numărul de cazuri este în continuă creștere, un sfert din numărul total de cazuri s-a înregistrat în ultimele două săptămâni. Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov avertizează că purtarea măștii de protecție în spațiile închise, igiena mâinilor și distanțarea fizică sunt esențiale. Strada lungă va avea încă o bandă de circulație pe sensul de intrare în giratorul de la intersecția cu Calea Făgărașului, pe sensul dinspre Bartolomeu Nord, la trecerea la nivel cu Calea Ferată. Lucrările au început în acest weekend și au fost deja realizate două dintre cele trei traversări care formează pasajul, fiind totodată închisă circulația peste pasaj cu avizul poliției rutiere. Noua bandă va permite ieșirea mai facilă dinspre strada gospodarilor peste pasaj și accesul în giratoriu, dat fiind că în această zonă se produceau blocaje la orele cele mai aglomerate. Discuțiilor, cei de la CFR s-au apucat să repare dalele Strail pe Calea Ferată, urmând ca imediat după ce aceștia termină să intervenim la crearea unei noi benzi de circulație care să descongestioneze traficul la nivel cu Calea Ferată. Pentru efectuarea acestor reparații a fost necesară închiderea traficului rutier
s-a ajuns la concluzia de a închide traficul rutier în două weekenduri, și anume în data de 13-14, respectiv 20-21 iunie, urmând ca după finalizarea acestor reparații să intervenim la crearea unei noi benzi de circulație care va deservi strada agricultorilor pentru racordarea în girația din strada lungă. Lucrările de lărgire presupun continuarea dalelor Strail la nivel cu calea ferată, urmând a se face infrastructura pentru trafic, pentru noua bandă creată. Lucrările presupun mutarea stâlpilor de iluminat din zona căii ferate, mutarea semaforului feroviar și infrastructura necesară pentru a asigura o nouă bandă de circulație. Peste 3.000 de turiști au cumpărat bilete de intrare în rezervația de Zimbri din Vama Buzăului într-un singur weekend, o cifră record pentru acest obiectiv turistic, dar și pepinieră pentru repopularea cu această specie a pădurilor din România. Dacă va fi posibil în acest an, câțiva zimbri vor fi eliberați în pădurile din țara Făgărașului, după cum a precizat primarul din Vama Buzăului. Dacă la momentul înființării acestei rezervații, în toamna anului 2008, proiectul a demarat cu 6 zimbri crescuți în captivitate, acum urma a ajuns la 32 de exemplare, 8 fiind născuți doar anul acesta. Începând cu anul trecut, în apropierea zimbrilor trăiesc și 3 reni, cel mai tânăr exemplar având doar 3 luni. Poate mulți turiști preferă noua stațiune turistică Vama Buzăului, putem să spunem în continuare noua stațiune turistică din județul Brașov, preferă rezervația de zimbri, preferă cascada urlătoare, preferă obiectivele turistice din Vama Buzăului, care în cea mai mare parte se află în aer liber. Vreau să vă spun că numai în weekendul trecut în Vama Buzăului s-au înregistrat aproape 3.000 de intrări în rezervația Valea Zimbrilor, ceea ce înseamnă o cifră foarte împucurătoare pentru noi. Oferim un turist care se pretează pentru această perioadă de relaxare. Un turism în aer liber, un turism de liniște, un turism prin care omul poate să petreacă câteva clipe minunate într-un colț de rai, așa cum numesc eu Vama Buzău. Din 18 și până în 21 iunie 2020, în zona lacului Noa din Brașov, se va desfășura primul târg al verii din acest an. Târg de cireșari este organizat de Alina Samoilă, care vă invită să întâlniți meșteri iscusiței Brașovului, artiști handmade inspirați, producători de lavandă, producători agricoli și multe alte surprize. Veți fi întâmpinați cu voie bună și zâmbete, bineînțeles cu respectarea tuturor normelor de igienă impuse de legislația în vigoare. Este vorba despre târgul de cireșari, dăm startul târgurilor din zona de agrement al lacului Noa. Este primul târg după pandemie în care vom respecta toate regulile de distanțare și sanitare. Va fi un târg unde se vor găsi de la gogoși, baloane, chiurtoși, mâncare gătită, lucruri lucrate cu migală de meșteri populari, vor fi gemuri, dulcețuri, turtă dulce, am turta dulce
dintr-o turta dulce de arcuș, așa se numește. Este un produs renumit în România. Dulcețurile vor fi cele premiate. Siropuri, miere. În ce perioadă se va desfășura acest târg? 18-21 iunie, la lacul Noua, zona de agrement, în partea de grătare și la intrare. Vor fi chioșcuri, vor fi corturi cu handmade, așa cum am spus. Veți găsi cireșe amare și cireșe dulci, mere, suc de mere. Astăzi începe a treia etapă de relaxare a măsurilor impuse pentru limitarea răspândirii pandemiei de coronavirus, ceea ce înseamnă reluarea mai multor activități. Astfel se deschid mall-urile, piscinele exterioare, sălile de fitness și se reactivitatea centrelor de tratament balnear. De asemenea, autoritățile au decis redeschiderea creșilor, grădinițelor și after school-urilor, însă nu au publicat și normele privind desfășurarea acestor activități în siguranță. Tot de astăzi crește numărul persoanelor care pot participa la evenimente private sau al celor care se pot deplasa în grup într-o mesie. Pe baza unui algoritm stabilit de specialiști, nu mai sunt obligați să stea în izolare sau în carantină cei care vin din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia sau Ungaria. Ce e amorul? E un lung prilej pentru durere, căci mii de lacrimi nu-i ajung și tot mai multe cere. De un semn întreagă de la ea, el sufletul ți-l leagă, încât să nu mai poți uita viața ta întreagă. Da. De se întâlnește drag cu drag, cum inima ta cere, dispar și cerul, și pământul, și pieptul tău se bate, și totul atârnă de un cuvânt șoptit pe jumătate. Astăzi, pe 15 iunie 2020, se organizează o serie de manifestări culturale care au ca scop omagierea geniului poeziei românești Mihai Eminescu la 131 de ani de la moartea sa. Arătați-mi un oraș mai patriotic ca Brașovul, este mărturia junimistului Iacob Negruții, la care se referea adeseori marele poet Mihai Eminescu când își aducea aminte de Brașov. Momentele de evocare a vieții și operei poetului nepereche al poporului român s-au desfășurat anul acesta în mediul online, încadrându-se în restricțiile adoptate de autoritățile locale și naționale în vederea prevenirii contaminării cu virusul COVID-19. Critici voi cu florii deșerte, care roade n-ați adus. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai de spus. Sportivii brașoveni au ocupat podiumul la prima competiție de alergare montană după ieșirea din starea de urgență. Astfel, Zinca Ionuț a câștigat locul 1, locul 2 Moșoiu Cristian Marian, locul 3 Palici Viorel Andrei, toți trei fiind sportivi la CS Steaua. La categoria feminin, pe locul 1 s-a situat brașoveanca Ingrid Muter. În aceeași competiție a participat și colegul nostru de la Radio Brașov, DJ Sihe, care este pasionat de tot ceea ce înseamnă sport. În weekend s-a desfășurat KM Vertical Bâlea, o competiție de alergare montană la care am participat și anul trecut. Practic așa am descoperit sportul acesta. Îmi place muntele, îmi place natura și simt că mi-au energia de acolo. Deci e clar că trebuie să facem cât mai mult sport, să ne mișcăm. Iar astfel de competiții ne face să ne simțim cât mai bine și să ne luăm energia și bucuria din astfel de competiții. Acum, inclusiv în emisiunea pe radio, încerc să promovez cât mai mult sportul. Am creat și o pagină de Facebook, Free Athlete Lifestyle, de asemenea și de Instagram, în care putem vedea sau putem
în care putem vedea și alții sportivi care fac treaba asta și alți tineri antreprenori care promovează genul ăsta de activități, fie ele de munte, de mountain biking, de alergare, de fitness. Și cam asta este ideea, să aducem cât mai mulți oameni în astfel de activități sportive. Ce a presupus toată competiția asta? Ce a trebuit, cu cât a trebuit să alergi? Au fost 5 km cu 1000 de metri diferență de nivel, iar peisajele sunt fantastice și toată munca este cu folos, pentru că na, te ține în priză pe tot parcursul cursei. Deși trecerea de la viața de noapte la cea sportivă nu este una ușoară, DJ Sihe ne arată că într-adevăr se poate. Și aș vrea să ne spui cum se împacă nopțile în care ești DJ cu activitatea ta sportivă. Acum mult mai bine, era mai greu când în fiecare weekend trebuia să lucrez și asta afectează partea sportivă, pentru că în cursul săptămânii ești prins cu jobul de zi, iar în weekend cu nopțile nedormite, fiind DJ de peste 17 ani de zile, partea asta mi-a afectat oarecum antrenamentele, dar mă bucur că am redescoperit pasiunea asta, mai ales că am avut mai mult timp liber acum cu situația delicată prin care am trecut și trecem în continuare. De asemenea, DJ Sihe încearcă pe cât posibil să promoveze mișcarea și în emisiunea lui, așa cum ne-a obișnuit de luni până vineri de la 15 la 18 pe Radio Brașov.